La Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova vor fi demarate în scurt timp reparații capitale, clinica de oncologie și cea de dermatologie urmând să fie extinse. Printre obiectivele principale ale Consiliului Județean Dolj, finanțatorul lucrărilor, se numără extinderea, modernizarea, dar și reabilitarea unității spitalicești de urgență. Astfel, clădirea va fi extinsă cu două corpuri noi, pentru asigurarea suprafețelor și volumelor minime necesare, conform normelor sanitare în vigoare. Spitalul Județean din Craiova a fost construit în perioada 1967-1971 și se extinde pe o suprafață de 37 de metri pătrați. În urmă cu 3 ani, Ministerul Sănătății a constatat că prezintă risc seismic de gradul 2. Astfel, reprezentanții Consiliului Județean Dolj au anunțat că unitatea spitalicească va intra într-un proces amplu de reabilitare. Consilierii județeni au votat documentația tehnico-economică pe baza căreia se va întocmi proiectul de consolidare și reabilitare a Spitalului Județean de Urgență Craiova. Din acest moment, știind cât costă, bazându-ne pe niște documente foarte clare, noi începem să batem la uși, la Ministerul Sănătății, la Guvern, începem anumite lucrări, ne ducem la Comisia Europeană, unde ne mai duce, dar facem ceea ce este de făcut după lege. Conform proiectului, se urmărește terminologia și hidrolizarea clădirii conform auditului energetic, refacerea finisajelor interioare și exterioare. Astfel, secția de oncologie va funcționa la parter și etajul 1 aferent clădirii, având o capacitate totală de 60 de paturi. Secția de dermatologie va funcționa la etajul al treilea al clădirii existente și etajul 4, corp A, având o capacitate de 35 de paturi. Valoarea investiției se ridică la suma de 49 de milioane de euro. Dacă ar fi să descriem acest spital, ar trebui să spunem că este cel mai mare din România. Unitatea spitalicească din Bănie va fi reabilitată imediat după ce vor fi alocați banii.